Iar acum urmează a patra parte a fabulei noastre despre măgarul încurcat. Auzi, văcuță, în zice lumea toată, deși nu ești și tu însărcinată, deja e timpul, mai vreau un copilaș. Avem eu unul, la măsa o rămas. Auzi, măgar, tu ai înnebunit? Nu am de gând, măgăruș, eu de hrănit. Țica mea e numai pentru tine și pentru cel ce după tine vine. Să-mi stric burtica, figura ideală? Nu am în plan, nu mă nerva tu iară. Eu pentru mine mai vreau ca să trăiesc, să mănânc, să dorm și mult să mă odihnesc. A, da, sunt stearpă, am fost la un control. Mi-a spus că nu pentru copchii e-s dată eu, dar pentru voi, măgari și cârlănași, să fiu preîmblată cu tacica prin oraș. Și dacă tot ți-i dor a legăna, te rog eu mult, învață-te a făta. Și fă-ți copchil și crește-l, măi băiete. Te pup, papa, mă duc până la fete. Scârghit măgarul își spune în sinea lui, străiesc o viață eu fără de copchil? Avem eu unul, dar s-o îndepărtat. Mă duc la medic, mă apuc eu de fătat. Hai bună ziua, domn doctor, ascultați. Doresc din suflet eu să mă ajutați. Vreau un copil din tătă inimioara. Dar vaca mea o zis nu-i spun degeaba, că pentru dânsa ea acum trăiește. Știța nu o dă, o zis că se lungește și o ține numai pentru mine și pentru cel și după mine vine. Stimat măgar, corect v-ați adresat. Tehnologia azi e prea mult avansată și de doriți atât de mult copil, vă fac acum gravid pe loc să fiți. Nu sunteți primul, mai mult s-o adresat, care-i cu vași, la fel s-o împerecheat. Căvașile, vă spun eu un secret, nu vor să-și strici structura la schelet. Așa sunt ele, e tare egoiste. Ele sunt date doar pentru fuste scurte. Și să ochească măgari prostuți ca voi. Hai trești, tăticu, hai vedem ce facem noi. Ura, ura, văcut, scumpșoară, voi fi tătic deja a doua oară. Atât de mult doresc un copilaj, că viața asta singur am rămas. Și vreamu, eu alt treburiam. M-a invitat la masă un cârlan, tipu papa, boticu ne-am boiet. Și repejor la randevu eu am fugit. Ce-s facă bietul cu burta mult mai mare? Pe lângă un copchil mâncare multă are, cu grețuri mari și vomit tăticuțu. Va merge la fătat, micuțu, cu chiu cu vai, cu vaca călătoare. O devenit tătic măgar a doua oară și a fătat el singur măgăruș. Și-i seamănă-le ei, Doamne, parcă-i de pluș. El vine acasă, văcuța tolănită. Iubirea mea, îmi dai acum lăptică? Uite aici ce bogăție mare! Un măgăruș tăticul vostru are! Ce să-ți fac acum, apuc-te și ți-l crește! Te rog eu mult să nu mă obosești! Și trei condiții îți spun eu de acum. Nu legă, nu hrănesc și nu mă plimb pe drum. Cu cărușiorul sau cu copchil de mână. E catastrofă pentru mine, rușine. Îmi pierd imaginea de vacă întrebată și nu voi fi de cârlănaș primblată. Tipu, papa, mă duc până la pizza. Pe un hărmăsar am pus eu deja cochita. Și nu-mi strica, te rog eu, dispoziția. Nu-mi cere pentru lapte, mereu țâța. Și nu-mi stric țâca și figura. Și nu întreși, te rog eu, mult măsura. Și-i tare bine țâca pentru cei. Te pup, eu plec să nu mă deranjez. Pierdut măgarul și fără ajutor, cu biberonul el face lăptișor, cu laba leagănă, cu alta dă păpică. Asta-i treaba când vrei să și tăticu. Și aduși aminte și mândru el era, când măgărița noaptea legăna, dădea-ți țâca pentru copchilaș. Fără figură, sărmana o rămas. Morala fabulii care-n este? Văcuța, doar la dânsa să gândești și să nu-i ceri să fii mamă bună.
Ea e mereu cu gândul doar la turmă. Mamă să fii este un lucru mare și nu îl poate face fiecare. Nu toate și-ar jertfi, țțica, să dăruie pentru copil lăptica. Acum, măgar, sper că ai înțeles cum nopțile sunt albe de la stres, cu gândul că cineva acum se vârcolește cu vaca împreună.